părerea mea față de reacțiile care apar pe internet, cel puțin, nu? De care sunt legat prin munca de zi cu zi. Ce văd când vorbești de Rusia, imediat sar o grămadă și nu atacă raptul Basarabiei din 1812, ci Tezaurul. 90% dintre ei, când reproșează Rusiei ceva, reproșează Tezaurul. Plus, habar n-au despre ce e vorba, cât, ce, cum, nu. Basarabia, deci, intră undeva pe un plan absolut terțiar. Bine, haideți să trecem un pic la niște întrebări din public, dacă dorește cineva să intre în dialog cu Iurie sau cu alți invitați de aici. Da, domnul Cristi Pantelimon. Aș vrea să întreb dacă se aude... Da, vă rog, mai bine, pentru... Da, vă rog, mai bine, că altfel nu se aude în... Mulțumim foarte mult pentru această ocazie de a afla în direct de la un mărturisitor, cum s-ar spune, realitatea din Republica Moldova. Întrebarea, pentru că domnul Roșca a vorbit de mai multe ori despre, a amintit conceptul de aliat și dușman. Aș vrea să precizați mai bine ce ar însemna o alianță în noi condiții, pentru că noi avem niște aliați de care se vorbește tot timpul, Statele Unite și așa mai departe. Dar dumneavoastră propuneți probabil un fel de alternativă, sau nu știu cum să înțelegem, în noua conjunctură geopolitică, pe care sigur că o percepem și noi ca fiind foarte dinamică. Apropo de Eurasia, de continentalism, puteți să, să deschideți mai multe ferestre către această nouă posibilă realitate? Cam ce ar însemna o alianță estică? Sau în ce măsură este ea și europeană? Sau... Mulțumesc. Da. Mulțumesc foarte mult. Bun. Am observat o chestie pe care toată lumea care citește englezește, franțuzește, o cunoaște. Conservatorii, tradiționaliștii, suveraniștii din Europa Occidentală sunt filoruși, conservatorii, tradiționaliștii și suveraniștii din spațiul excomunist sunt antiruși. Și explicații istorice sunt suficiente pentru asta, da? De aceea, eu pornesc de la ceea ce a spus unul dintre autori pe care eu îl respect foarte mult, e deputat european acum, Hervé Juvin, cei care mă cunosc mai bine au citit cartea lui, care se numește, și e foarte frumos cum se numește ea, ea se numește Zidul de Vest încă nu a căzut. El vorbește despre cum să spun eu, divizarea Europei între sovietici și americani în 1944 și tot ce a urmat. Și dacă s-a dărâmat partea asta de imperiu, ălaltul s-a lățit peste noi. Acolo, în general, în Europa Occidentală, este totul devastat. Întrebarea e atunci când vorbesc despre căutarea unor aliați, Franța este aliatul nostru, Germania este potențialul nostru aliat. Și celelalte țări din Europa Occidentală, care urmează să fie decolonizate, un alt autor pe care l-am tradus noi și pe care o puteți căuta pe internet sau puteți procura de la noi carte care se numește Europa colonizată. El se referă la Europa Occidentală, care, printr-o tradiție, printr-o inerție, Europa Occidentală se autodefinește ca Europa. Europa versus Rusia, Europa versus America. Nici America nu spune US, spune America, dar America de sus și ceilalți nu sunt America. Bun. Decolonizarea Europei înseamnă restabilirea unității, cum să spun eu, continentale. Dacă suntem de acord că continentul american este în declin, asta înseamnă plecarea și a prezenței militare americane din țările noastre, da? Din România, din Germania, din toate celelalte. Toată lumea, de la Italia până la, nu știu, hai să spunem, nu știu, Spania, Portugalia, sar în sus, în care sunt mii de atreaguri, s-au trezit. Vrem și noi restabilirea suveranității naționale, politice, economice, culturale, încetarea cu agresiunea culturii de masă zis americane. Apropo, același Hervé Juvin face o distinție foarte frumoasă, care e foarte bine de reținut. Mi-a plăcut extraordinar, l-am citat de 10 de ori deja în textele și lucrurile mele de cuvânt. El zice, așa cum face, trebuie să facem distinție între poporul rus și bolșevici, care au preluat puterea în 17 prin violență, deci au uzurpat puterea în Rusia și au produs ce au produs în istorie, așa trebuie să facem distinția între poporul american și globaliștii care controlează puterea în acest stat. Bun, odată cu Trump, un pic s-a schimbat ecuația. De aceea,
Când ne referim, pe urmă, la ora actuală, toate celelalte țări sunt absolutamente vasalizate. Da? Un pic se abate de la linia partidului Ungaria, un pic. Știm de ce, nu știu dacă e cazul să dezvoltăm subiectul ăsta, cel puțin la nivel de discurs se abate. Dar și la nivel de referendumuri, de norme constituționale. În rest, decolonizarea Europei presupune de-americanizarea Europei. Și asta înseamnă restabilirea unor raporturi de reechilibrare a Europei Occidentale și a Rusiei. Rusia, da? Cine dintre conducătorii de astăzi, cu excepția lui Orban, poate un pic polonezii care se contrazic și ei cu europenii, dar pentru că fac jocul americanilor. Și atunci, domnule, tu ești Trump acolo, ești și tu anti-deep state, mai zic și eu câte ceva, dar nu cumva altceva. Bun. Atunci când în 2000, nu știu câți ani urmă, Ovidiu Curduzeu a tradus articolul respectiv, apropo, în 2014, Pete Buchanan scrie articolul în care se întreabă, este oare Putin un nou cruciat? Da? Și toată lumea a tradus textul ăsta. El se întreabă, el nu răspunde. Pentru că vechile valori spirituale, tradițiile, rădăcinile, culturile, limbile, identitățile colective sunt agresate dinspre Statele Unite. Iată că Rusia, în postura liderului ei de astăzi, contrazice acest discurs. Și atunci lumea se regăsește măcar și parțial în acest discurs. De unăzi, domnul Putin, în discuția modificărilor la Constituție, deci, domnule, eu niciodată, atâta timp cât eu sunt la putere, niciodată nu voi admite părintele numărul 1 și părintele numărul 2. Este tata și mama, copiii ca familie normală. Nu câți mai sunt dintre șefii de state și guverne care își pot primi. De ce? Este vorba de forța militară pe care o are Federația Rusă. Nu economică, militară, economică la chinezi. Mă rog, care e dublată și de cea militară. Știm foarte bine treaba asta. Prin urmare, iată la domnul Dragoș Dumitriu, care ar putea să vă povestească mai mult despre perioada Ceaușescu și realizările politice externe. Da? Ce căuta Ceaușescu la chinezi, ce căuta Ceaușescu la arab, cunoaște foarte bine. Dar noi ce suntem chiar așa de proști, să nu știm părțile pozitive de ce s-a întâmplat în trecutul ăsta cu atâtea chestii absolut abominabile și inacceptabile. Cine ne obligă pe noi să fim ori cu rușii, ori cu nemții? Haideți să vă dau așa un exemplu. Nu suntem mari economiști și mari, am fost și eu de 4 ori deputat, dar mai bine ar fi fost de 44, poate mai făceam ceva. Toată lumea, domnule, da, să dau credite. Du-te, domnule, la chinez, ia banii, dă-i înapoi lui ăsta și ai scăpat, domnule. Ce tot îmblăm și necăcilim? Treaba e foarte simplu. Poți să... Acum când vă spun despre nevoia unui dialog cu Federația Rusă, acum e momentul din parțală. Când se vor reașeza lucrurile, vom fi teritoriu, nu negociator. Teritoriu de cucerit. Dă-te, bă, la o parte, unde ai fost când era greu. Dacă știm că se reașează lucrurile, să fim și noi printre cei care își pregătesc dialogul de mâine, chiar dacă nu suntem la guvernare, suntem simpli jurnaliști sau profesori universitari sau fiecare cu rolul lui social. Problema este că noi ne-am întreprinit în proiect. Noi ne uităm la Bruxelles și la Washington și nu ne mișcăm. Suntem fascinați, suntem, cum zic eu, în stare de paralizie, de înțepenire. Nu gândim nici în somn că ar trebui să facem o cărărușă de dialog și cu rușii și cu chinezii și care e mai tare acolo în lumea arabă, când va fi momentul, spune, domnule, stai puțin, dar nu suntem chiar așa de singuri. Nu suntem chiar așa de singuri. De aceea, revenind, vă dau un exemplu, revenind 2014, toată lumea spunea, domnule, semnăm acordul de liber schimb și nu știu ce acolo, de asociere cu UE. Din păcate am fost singular, cum a chemat fostul președinte Academiei, țin o lecție academică despre economie. După ce ne-am vorbit, așa, veneam de la mormântarea lui Dumitru Matkovski, erau mai mulți acolo scriitori și oameni de la Academie. Voi lăsați, am vorbit de Evinescu, am băut un par de vin, hai acum să vorbim puțin de economie. Băi, vine să vorbești. Și am vorbit despre suveranitatea economică. N-am inventat mare lucru, am pornit de la toată experiența europeană și nu numai din secolul XIX până în prezent, de la Friedrich List încoace. Nu-i mare socoteală. Și de la toată experiența noastră românească, cu avem, de la Manuelescu și atâția alții care s-au ocupat. Margeanu și nu știu ce. Domnule, stai puțin. Și atunci zic, domnule, se află Rusia în confruntare și în competiție cu Uniunea Europeană, de ce Republica Moldova nu poate să aibă un trimis la Moscova și altul la Bruxelles? Spune, domnule, dar voi ce ne dați? Cât îmi dai? Stai o leacă.
În ce regim? Eu nu vreau să-mi deschid piața, eu vreau comerț asimetric. Eu vreau comerț asimetric, eu sunt 0% în comparație cu ce sunteți voi. Uniunea Europeană versus Rusia. Da? Eu am nevoie. Ce dai în schimb? Dau în schimb promisiuni că Republica Moldova este un stat neutru și nu se bagă aliat al americanilor contra rușilor sau aliat al rușilor contra americanilor. Și poate oferi Republica Moldova. Nu vasalizare. Dar asta se poate întâmpla, după cum bine știți, că știți mai multă istorie decât mine și geopolitic și relații internaționale, numai că lucrurile încă nu sunt așezate. Dacă vom rata momentul istoric, când lucrurile se vor așeza, încă o dată revin, vom fi teritoriu de călărit și de scuipat. Mulțumesc! Acum mai dezvoltat-o. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu, să-i mulțumim lui Iurie Roșca, să mulțumim invitaților.